Bună, răspunde în mesajul de față la o întrebare. Ce aparat foto entry-level să cumpere cineva? Acum, entry-level înseamnă multe, dar să zicem și un buget între 1000 și 2000 de lei, cam așa. M-a întrebat cineva o chestie similară și o să îi răspund cu acest clip. În primul rând, în funcție de contextul pentru care e folosit, poate fi mai bun un smartphone. De exemplu, dacă faci poze doar ca turist, doar în exterior și doar în lumina zilei, deci dacă te duci pe munte, nu știu, dacă te duci pe munte, pardon, în zi, dacă călătorești pe undeva prin țări exotice și vrei să faci niște poze, poți să te undeselerezi să fie foarte mulțumitor. Un smartphone. Ok. Vă zic întâi experiența mea cu aparatele foto. Eu am început cu un Sony, cameră compactă Sony, am continuat cu o altă cameră compactă Sony, foarte entry level acum câțiva ani, prin 2007-2008. Și de prin 2012, ceva de genul ăsta, mi-am luat D3100. Deci am aproape 2 ani de zile experiență cu D3100. Am avut inițial obiectivul kit 18-55 și ulterior am în prezent și folosesc Nikon 35mm. Îl am din 2012, din octombrie. Ulterior am mai investit în Blitz și cam atât. Am și un trepied, dar nu-l folosesc la foto. Bun. Am făcut câteva sute de mii de poze până acum. Îmi place să fac fotografii. Și cam asta e experiența mea. Acum, ce aș răspunde la întrebarea, vreau să-mi iau un aparat foto. În primul rând, dacă vă orientați spre un DSLR, poate fi o idee bună să mergeți spre ceva de mâna a doua, second hand. În sensul ăsta e o idee bună să intrați pe nikonish.ro, dacă mă interesează Nikon, nu știu care e echivalentul al Canon, dacă există vreunul, dar pe nikonish.ro găsiți echipamente foto pentru de vânzare. Și eu mi-am cumpărat de aici Blitz-ul și am fost mulțumit. Am avut la un moment dat mi-am cumpărat din greșeală un ecran de D3100 și un ecran de protecție, am luat un pentru model greșit și l-am trimis unora prin poștă. Unui tip tot pe site. Și a fost ok, am vorbit ok, mi-au răspuns, am avut colaborări ok cu oameni de la Nikoniști. Bun. Toate linkurile care le vedeți aici o să vi le dau în descrierea videoului. Bun. Vă sfătuiesc să citeți articolul ăsta. Dacă vă interesează DSLR-ul, ei spun că cel mai bun e D3100 sau poate mai noul D3200. Și că obiectivul kit 18-55 e destul de bun, dar că există un obiectiv mai bun, anume cel pe care l-am eu, 35mm. Bun. Cum alegi un DSLR? Dacă te grăbești, intri pe eMAG, dai sortare după, vedeți aici, opțiunea cele mai vândute și... În principiu te ajută să iei o decizie rapid. Deci dacă te grăbești, poți să iei o decizie așa. Poți să mai faci altceva, să te duci la Amazon, să cauți la Google Amazon Digital Cameras și, sau Amazon DSLR și îți arată el alte sugestii. Aici am ales Digital Cameras, dar nu sunt DSLR. Dar dacă bifez aici DSLR, mă întreabă... Aici îmi afișează rezultatele în funcție de cele mai populare. Ei merg pe Canon, mai mult, D7100, D3100, D610. Eu ignor Canon pentru că am foarte puțină expertiză. Eu nu știu diferența între D, T5i și
Ăsta știu că e extrem de bun și extrem de scump, dar nu știu foarte mare diferență între camere și sunt familiar cu Nikon. De exemplu, a apărut 3300, dar deocamdată 3100 era mai popular. Mă rog. Poți să alegi aici doar Nikon. 7100, 3100, asta e, există 7200, dar e mai popular cel vechi, există 3200 și 3300, există și 5100, 5200, dar e mai popular 5310 și te ajută să înțelegi. A, ok, vreau un Nikon, ce să-mi iau? Păi 3100 sau 3200, mai degrabă 3100. Sau vreau mai scump, merg pe D7100 sau 7200, nu știu ce, o chestie de genul ăsta. Asta e o alegere rapidă. Dacă vrei ceva mai în detaliu, iei modelul ăsta și te apuci și citești comentarii. Și are 360 de review-uri pe site-ul ăsta, aici are 840 de review-uri și te apuci și citești. Și dacă citești 840 de review-uri, o să știi o grămadă de lucruri pe care nu le știai înainte. Mult mai profesionist este să intri pe site-ul dpreview.com și să citești o analiză detaliată. E o analiză foarte amănunțită. Au un articol, cele mai bune camere pentru începători. Analizele lor sunt extrem, extrem de detaliate. Scriu foarte multe lucruri în detalii. Mă uit să văd dacă e ceva care cunosc. E Nikonul acesta și cam atât. Bun. Pe de altă parte, dacă ar fi să recomand cuiva să-și ia cameră doar ca amator care se plimbe prin lume, eu recomand să ia una din variantele mirrorless. E un aparat care are dimensiunile unei compacte, mai puțin obiectivul care într-adevăr este ceva mai mare, care are enormul avantaj al dimensiunii extrem de mici. Deci aparatul ăsta este foarte mititel. Variantele mai scumpe ale mirrorless-urilor fac poze bune și foarte bune. Nu știu foarte mari diferențele. Eu n-am avut un mirrorless până acum, am citit doar pe internet, dar am citit lucruri bune despre ele și le recomand în principal datorită portabilității. Adică dacă eu mi-au fotografii și le fac din pura mea plăcere că am fost undeva am fost în Paris și vreau să fac niște poze acolo în excursia mea doar pentru mine, primul argument este că este un aparat ușor de luat cu mine. De asta eu aș recomanda mai degrabă poze cu un smartphone. Sunt mulțumitoare. Dacă faci poze cu un S5, cu un iPhone 5, cu un HTC One, cu un Nokia Lumia, fie pozele atât de bune încât nu ai nevoie de altceva. Și decât să dai o sumă de genul ăsta pentru un aparat foto, poți să iei în considerare să ții un smartphone pe care să-l folosești pentru alte funcții și când ai nevoie, rara ocazie când ai mers la Paris și nici măcar nu trebuie să-l iei pe ăsta cu tine, scoți smartphone-ul și faci câteva poze. Adică, în general, nu este necesar de nici măcar de un mirrorless. Mirrorless-ul te ajută că poate vei vrea să faci poze seara și atunci cu un smartphone nu vor ieși suficient de performante. În schimb, dacă ai avea un DSLR, de exemplu, ai putea face poze care să iasă mai profesionist. Okay. Nu știu de ce nu se închide bara asta, e setat să se închidă singură și nu se închide. Ok, în fine. No, this is embarrassing. Come on. Fă-te mică măcar. Fă-te mare și acum mică. Ia, dispare. Nu dispare. Da. Este tata să se închidă singură. Hai să debifezi să mai vezi o dată. Acum s-a închis? Nu. În fine, ignorați bara de jos. Ok. Mirrorless. Ce voiam să vă mai zic? Deci, aș lua un mirrorless în principal pentru portabilitate. Dacă folosiți aparatul foto în special pentru un scop turistic, vreau să mă plimb, vreau să călătoresc, vreau să văd un anumit lucru, vreau să văd niște orașe. Principalul criteriu ar trebui să fie ca aparatul să fie cât mai ușor de cărat, de luat cu voi.
Eu aș merge pe poze realizate cu un smartphone. Dacă vreți ceva mai performant, luați-l mirrorless. Dacă vă interesează să deveniți fotograf profesioniști, să faceți lucruri artistice sau la un moment dat să câștigați bani din fotografii sau să faceți poze pentru nu știu ce, da, puteți lua în considerare un DSLR. DSLR-ul pe care l-am eu este acesta, care e unul din cele mai mici DSLR-uri, cred. Nu știu, am citit despre el că e din cele mai mici DSLR-uri. Și are un obiectiv care e mic și arată... Ăsta e aparatul cu obiectivul mare, dar imaginați-vă că e mai mic. Nici nu știu. Nikon D3100 with 35mm. Ăsta e 7000 cu așa. Ceva cam așa, ca un genul ăsta arată. Ăsta e aceeași poză. Deci arată ceva în genul ăsta, numai că ăsta e aparatul mult mai mare. Ăsta cred că e D3100. Deci ăsta e D3100 cu 60 de mm, dar are dimensiuni similare. E un aparat destul de mic și el, da, și mă ajută. În schimb, dacă-i pun blitzul, e destul de mare. Ken Rockwell recomandă ca blitz... Flash. SB400, dar hai să vedem, more flash. Deci recomandă pe ăsta, dar e destul de mititel. Eu l-am pe SB600, ăsta l-am eu. L-am luat second hand de pe nikonish.ro. Obiectivul pe care mi l-am luat este 35mm fix, l-am luat resigilat de la EMAG. D3100-le l-am luat de pe EMAG. Aș fi putut aștepta, nu știam că sunt promoții atât de frecvente. O bună idee este să luați produsul de Paște, dacă sunt promoții, sau de Black Friday, sau într-o perioadă în care sunt promoții. De Paște am greșit, e posibil să nu fie promoții semnificative, de obicei nu sunt. Dar de Black Friday, de obicei, sunt promoții semnificative la un aparat foto merită să ții în România de Black Friday. Citiți ce a scris Zosă pe tema camerelor foto, în special tutoriale. Sfaturi despre fotografie. Astea sunt ok. Citiți tutoriale lui. Are tutoriale despre cum să faceți fotografii de calitate. Aici vorbește despre... Da. Citiți despre ce a scris ea. Ca să trag niște concluzii. Aparat foto pentru începători, l-aș lua în considerare să iau un smartphone, dacă nu un mirrorless, dacă nu un DSLR cât mai mic și mai ușor de cărat. Nu cred că aveți nevoie de blitz, în special dacă îl folosiți în scop turistic, pentru cu blitzul care vine aparatul, chiar dacă e frontal și dă chiar pe subiect, este suficient de ok cât să nu iei un blitz suplimentar față de el, pentru el. Blitz trepied. De unde să cumpărați produsul? Dacă vreți ceva second hand DSLR, merită să intrați pe Nikoniști. Puteți să vă uitați la EMAG, au o secțiune resigilate, unde sunt în general produse pe care merită să vă uitați, să dați un ochi pe ele, au prețurile ceva mai mici. Mi-am luat destul de multe ori produse resigilate de la EMAG, sunt ok. Între Nikon și Canon trebuie să citiți pe tema asta, nu știu ce să vă spun foarte coerent. Eu în România, în opinia mea, am văzut de mai multe ori, în opinia mea e mai popular Nikon decât Canon, dar poate fi o iluzie. În schimb, când m-am dus pe Amazon, Canon nu era în frunte. Camera mea video este Canon, sunt foarte mulțumit de ea.
Există și alții în afară de Nikon și Canon, dar eu nu aș merge pe altceva. În principal pentru că mi-am luat aparatul foto și vreau să-l vând. Dacă vând un Pentax, am șanse mai mici să obțin aceiași bani decât dacă vând un Nikon. Nu știu, poate greșesc, poate mă înșel. E o idee de-a mea, poate e greșită. Ken Rockwell zice o chestie foarte interesantă, că D3100 le face cam ce fac majoritatea aparatelor, adică dacă ții de 7000 n-ai multe lucruri în plus față de el și nu e o mare diferență între D3100 și D7000. Și atunci puteți să vă gândiți la aspectul ăsta dacă merită să investiți sau nu în ceva mai scump. Dacă ar fi să investesc într-un aparat foto, aș lua aproape întotdeauna de Black Friday un aparat foto. În România merită foarte mult. Dacă aveți pe cineva care să vă aducă un aparat din SUA, sunt prețurile total diferite. Iau, de exemplu, D7100, da? Doar, hai să vedem, D7100 la EMAG. D7100 la EMAG costă 48 de milioane. Pe Amazon costă 1100 de dolari. Faceți conversia. Deci ăsta e doar body, da? Doar corp. 4800 de lei și comparați cu 1100 de dolari. Și ăsta e prețul efectiv. Dar da, e mai complicat cu vama, cu garanția. Puteți lua în considerare și varianta asta. Camera video o am așa. Ok, succes.